Love. Frumoasă melodie, 10 minute după ora 16 aici pe drumul nostru cu prioritate. Spuneam că este o ediție specială care se petrece la Iași. Ora asta, să știți că vorbim cu Dan Zaharia, fondatorul unui hub creat în Iași pentru tinerii pasionați de IT și pentru comunitățile tech. Pentru că dacă nu știați, vă spunem noi, Iașiul e pe locul 3 ca hub de IT în România și vine tare din urmă după București și Cluj. Dar această discuție o să o facem puțin mai încolo, pentru că deocamdată se află lângă mine directoarea de dezvoltare de aici din Iași, Iulius Mol. Este vorba despre Raluca Munteanu. Bine venit, Raluca, îți mulțumim. Bine v-am găsit și ne bucurăm să vă avem aici. Mulțumim pentru găzduire, pentru primirea foarte frumoasă pe care ne-ați făcut-o. Aveți un mol foarte tare, adică, cum să spun, nu mă așteptam, e atât de spațios, arată atât de stylish, fashion, dacă vrei, cu foarte multe magazine. Îmi place ce văd aici și atmosfera e așa plăcută. Uite, sunt tot felul de copii care se distrează. Deci ați făcut aici un lucru grozav, am văzut și un parc, adică e un concept, dar o să vorbim despre el astăzi, pentru că sunt niște cifre care vorbesc singurele despre ce ați reușit voi. Uite, de exemplu, eu n-am știut până acum, cu ocazia venirii la Iași, că aveți cea mai mare parcare subterană din România. 2500 de locuri, 85 de milioane de euro investiția, că aveți peste 22 de milioane de vizite anual, foarte tare, și că ați creat peste 17.000 de locuri de muncă, iar taxele plătite de companiile din clădirile de birouri peste 1 miliard de euro. Deci cifre foarte tari. Vorbește-ne puțin despre ele. Da, păi ne place să credem că Palace este mai mult decât un centru comercial, este un pic mai sus. Este mai mult decât un centru comercial, este chiar un spațiu al comunității. Noi tot timpul spunem că este de fapt ca un fel de mic oraș în oraș. Exact asta a fost și senzația mea, da. Într-adevăr, este o zonă comercială care este pregnantă, în schimb puțină lume știe că proiectul Palace înseamnă 48% din suprafață zonă verde. Avem un parc de peste 5 hectare care la momentul de față reprezintă un spațiu în care toată comunitatea orașului Iași se întâlnește, găzduim tot felul de evenimente pentru toate categoriile de vârstă, pentru că la finalul zilei ne place să credem că tot ce am construit aici este ca un fel de continuare firească a orașului. Dar cum ați rezistat acestei tentații? Pun în ghilimele, pentru că îți dai seama, în altă zonă a țării, mamă, atâta teren să-l facem parc, de ce să nu mai ridicăm un corp de clădire? Așa este. Compania Iulius este activă în piața de real estate de peste 20 de ani și, într-adevăr, noi am început ca dezvoltatori de centre comerciale. În schimb, în 2012, când a fost inaugurat proiectul Palace, a reprezentat un an în care noi ne-am reorientat spre un alt tip de dezvoltare. O altă viziune, practic, altă viziune, și anume proiecte de regenerare urbană care reunesc mai multe funcțiuni, retail, zonă de parc, zonă de centru de evenimente, cum avem și în Palace, exact. Hotel și tot felul de alte funcțiuni, tocmai ca să putem să răspundem mai bine nevoilor orașului. Păi uite, ați creat practic și o zonă de birouri, un mare hub de birouri. Așa este. Cel mai mare după București. Este districtul de afaceri al orașului Iași, așa cum am făcut și în Timișoara și în Cluj. Funcțiunea de birouri pentru noi completează foarte bine zona de recreere și zona de entertainment. 70 de companii, 130 de metri. Avem 70 de companii. La momentul de față, practic, noi am investit cam 500 de milioane de euro, așa, dacă tot mergem pe zona de cifre, în orașul Iași. Iulius este o companie ieșeană cu sediu central în Iași. Cred că cu asta trebuia să încep. Și la momentul de față avem companii internaționale precum Amazon, Capgemini, Endava. Nu facem reclamă aici, dar cert este că foarte sunt multe coloși ai sunt companii care au găsit în orașul Iași o rețetă foarte bună de dezvoltare. În primul rând, orașul Iași are resursă umană minunată, cu o universitate foarte puternică. Știi că ăsta e primul lucru pe care mi l-a spus taximetristul intrând în vorbă, că e defect profesional dimineață, aducându-mă spre hotel. Asta mi-a spus, domnule, foarte mulți IT-iști. Și apoi m-am uitat pe niște cifre. Păi, angajați în IT în 2008 erau 3300, acum sunt 15.700, adică așa 16 este. Așa milioane. Este. Și cifre pentru 2022, probabil că s-a sărit în 2024. S-a sărit și, de exemplu, compania Amazon la momentul de față are peste 3000 de angajați, a început cu 30 la noi în Palace în urmă cu 10 ani de zile și
Vedem o creștere organică și ne place să credem că am contribuit cumva la a susține această creștere, tocmai pentru a crea clădiri de birouri care sunt clasa A, la nivelul cel mai înalt de standard de calitate și, în final, să contribuim la a scrie un alt destin pentru orașul nostru, așa cum facem și în Cluj, prin dezvoltările de acolo și în Timișoara și... Na, asta e, ca să revin la întrebarea inițială, obiectivul nu mai este să faci un mall, că toată lumea spune Julius Mall, dar de fapt grupul Julius face acum proiecte de o altă categorie și suntem mândri să contribuim poate un pic mai bine la viața comunității în care activăm. Uite, ai făcut de câteva ori și acum trimitere la comunitate. Toată această dezvoltare, fără discuție că impactează orașul și într-un sens pozitiv și într-un sens negativ. Uite, când vorbim despre latura negativă, deși nu suntem aici ca să ne ducem spre ea, înseamnă mai aglomerat, nu? În momentul în care un oraș se dezvoltă, vin companii, se construiesc birouri, se nu știu ce, traficul e mai aglomerat, totul e mai... Care este percepția locuitorilor? Credem că acceptă, înțeleg că asta trebuie să se întâmple? Cred că tendința în Europa de Vest este tocmai de a construi proiecte cât mai verzi și cât mai axate pe integrarea de soluții de mobilitate urbană. În ceea ce ne privește, componenta fiecărei funcțiuni este foarte importantă. Cu alte cuvinte, locațiile trebuie să aibă un mix de funcțiuni care să fie customizat. Dacă ești într-o zonă centrală cu mijloace de transport în comun, poți aduci birouri, pentru că înseamnă că angajații de acolo vor putea veni cu tramvaiul, va fi o locație bine conectată. Ne gândim să avem poate și rezidențial pe viitor în anumite proiecte, tocmai ca să putem să balansăm și să, cum am spus mai devreme, să continuăm proiectul ca o trecere firească de la oraș. Bineînțeles, acum, deci, în ceea ce practic, privește implicarea... Când vine vorba despre, scuze-mă, de spațiu verde, de conceptul ăsta de verde, voi sunteți cu coroniță în România, că 50.000 de metri pătrați nu cred că mai suntem, are cineva. Cred că am scris într-o oarecare măsură un pic de istorie în sensul acesta. De exemplu, în Palace este singurul proiect, dacă tot vorbim de retail, care nu are un cinematograf. Pentru că zona de parc este într-atât de puternică și reprezintă, de fapt, ancora proiectului nostru. Dar da, apropo de comunitate, evoluția orașelor poate fi scrisă prin cifre, cum ai spus tu mai devreme, metri pătrați de birouri construiți, de retail, dar în primul rând prin implicarea civică a societății civile și asta putem să spunem că este un lucru pozitiv. De unde v-ați inspirat voi să faceți lucrurile astea? Că până la urmă, știi, avem idei cu toții. Important este cum le integrezi, cum le pui și să aibă noimă și să arate frumos, să nu... Ne-am uitat și noi în Europa de Vest și în America și în alte modele similare la proiecte mixte, că despre asta vorbim. Nu ne-am născut învățați, normal, nici noi. Normal. Cum am spus, am crescut și învățăm de la un proiect la altul și mereu spunem că cel mai bun proiect este cel care urmează. În cazul de față, Cluj-Napoca, că avem o dezvoltare amplă acolo. Și în primul rând avem un proces foarte bine customizat care pornește de la cercetări de piață și la implicarea acelei comunități despre care vorbeam. Cu alte cuvinte, atunci când am extins proiectul Palace, am făcut sondaje, dezbateri publice, în care am întrebat comunitatea, ok, ce vă doriți, ce vă lipsește, ce nu vă place. N-are sens să vii cu atât de mulți sume atât de ample de investiții, adică atât timp cât proiectul tău nu este acceptat de oraș. Normal, n-ați mers pe ideea aia că dacă voi nu ne vreți, noi vă vrem, știi? Adică să vii cu forța așa. Nu prea, pentru că altfel nu obții rezultatul final și anume un spațiu în care, vedem și acum, este plin și la orice oră vin Palace. Ce-i cu gazonul ăla de afară? Adică se numește gazon de trafic intens. Este singurul loc din orașul Iași în care poți să calci pe iarbă, dacă ține să crezi, pentru că este un gazon special care este gândit în tocmai ca să poți să stai și să te joci, să lași copiii să se joace pe el. Este o mare adiție pentru noi. Mentenanța foarte e destul tare, de complicată, dar ne face plăcere. Și copacii sunt maturi, adică putem să vorbim foarte mult, suntem foarte pasionați de parcuri. Frumos. Arată foarte frumos. Mulțumim. Arată orașul foarte bine, am mai spus pe parcursul ediției de astăzi. Adică după absență de câțiva ani de zile, transformările pentru mine au fost wow. Așa că și ne-ați primit foarte frumos. Mulțumim mult. Și noi pentru vizită și pentru cuvintele frumoase. Și da, orașul Iași este un oraș minunat. Se ridică, domnule, e foarte bine. Și, bravo. Da,
suntem mândri că suntem o companie ieșeană. Raluca Munteanu, director dezvoltare Julius Mall. Scurtă pauză, luăm puțină muzică și ne întoarcem și cu alții invitați pe drumul nostru cu prioritate. Rămâneți aici. Pe aceeași frecvență cu tine, Europa FM.